Vreți să deschideți Sfânta Scriptură la Evanghelia după Matei, capitolul 14? Vom începe citirea cu versetul 22. Matthew chapter 14, starting with verse 22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. După ce a dat drumul noroadelor, s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înotase și el era singur acolo. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus le-a zis îndată, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Până aici cuvântul Domnului, vă invit cu respect să reocupați locurile. Domnul să binecuvinteze the worship team care au cântat așa de frumos, frații care au adus îndemnurile, care au vorbit cuvântul. Vedem că Duhul Sfânt le leagă pe toate împreună. Cu 24 de ani în urmă, eu m-am căsătorit cu soția mea, cu Violeta. Amândoi, cariera noastră până în acel moment era doar școala și Violeta, înainte de căsnicie, m-a avertizat să-mi spună că nu-i mare bucătăreasă. Eu i-am spus, nicio problemă, o să învățăm amândoi împreună. Și eu mi-am făcut partea mea, am învățat doar ce este esențial. Am învățat să fac cafea și să fac steak. Și dacă ajungem vreodată la sapă de lemn, știu să fac cafea și steak. Violeta însă tot și-a îmbunătățit rețetele de bucătărie și în primii ani de căsnicie, în afară de mâncările care le-a făcut, care tot a probat să vadă ce ne place la amândoi, a vrut să facă și rețetele de-a lui mama soacră, de acasă, lucrurile faine care i-au plăcut și a vrut să-mi facă și mie lucrurile care îmi plac mie, de la mama mea de acasă, rețete din Bucovina. Și conversațiile care au urmat între Violeta și mama soacră și mama a fost de-a dreptul frustrante și comice. Mama soacră și mama, într-adevăr, sunt două gospodine care știu să facă mâncare bună, orice. Problema este că niciodată n-au folosit cântarul când au făcut vreo mâncare. Totul este la mână și după ochi. Și conversațiile urmau ceva de genul, pui așa după ochi. După ochii cui? Ce înseamnă grămajul după ochi? Îi zicea, l-a luat ăla, o să-l simți la mână. Și întrebarea Violetei, să simți ce? Pui acolo după cât intră. Păi o să intre cât pui. Am început data trecută o serie de mesaje din pasajul acesta, care l-am intitulat Cum să umblăm pe mare în timp de furtună. Și înțelegerea la titlul acesta este că vor veni vremuri în viața noastră când, din punct de vedere normal, noi ar trebui să ne scufundăm. Ar trebui să ne pierdem mințile. Din punct de vedere normal, ar trebui să ne necăm și să termine totul cu noi și cu familiile noastre. Dar Domnul a pregătit pentru noi în astfel de momente o sursă prin care noi să nu ne înnecăm, ci în astfel de momente să umblăm pe mare, chiar în timp de furtună, ceea ce nu este normal din punct de vedere firesc și omenesc. Dacă ne uităm la întâmplarea aceasta, care este redată și de Marcu și de Ioan,
Dacă ne uităm cu atenție, fraților, o să găsim toate ingredientele care sunt necesare pentru un creștin obișnuit, ca și mine și dumneavoastră, ca noi în astfel de momente de furtună să umblăm la un alt nivel, la un nivel de supranatural, cu minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Aceste minuni nu sunt doar pentru cei care sunt super spirituali, pentru apostoli, pentru oameni care favoriți, am spune noi, nu. Sunt pentru fiecare din noi. Și aici, în pasajul acesta, Domnul ne dă toate ingredientele de care avem noi nevoie, ingredientele necesare ca să putem să umblăm la supranatural, să experimentăm minunile Domnului. După cum știți, avem mai multe familii care trec prin încercări grele, care astăzi barca lor este pe mare, este pe furtună, valurile sunt mari și în mod normal, mod firesc, ar trebui să înghită. Cuvântul acesta este pentru dumneavoastră. Pentru cei care astăzi lucrurile stau bine, aș vrea să vă spun, pregătiți-vă. Dacă sunteți instrumente în mâna lui Dumnezeu, dacă Dumnezeu are o chemare pentru viața dumneavoastră și vă asigur că are, vor veni vremuri de furtună. Vor veni vremuri când va trebui să mergem prin valea umbrei morții. Și în astfel de momente, dacă noi luăm aceste ingrediente în viața noastră, vom experimenta minunile lui Dumnezeu în viața noastră. Și primul lucru, am să fac o recapitulare pe scurt de data trecută. După o victorie, să fii pregătit pentru o încercare mare. Ucenicii, spuneam că au experimentat cea mai mare minune, punctul forte al slujirii lor până atunci. Domnul s-a rugat pentru 5 pâini și 2 pești, a pus aceste elemente în mâinile ucenicilor și s-a întâmplat ceva extraordinar. S-au hrănit 5.000 de bărbați, plus femei, plus copii, mii de oameni. Și ei au văzut lucrul acesta. Și în astfel de momente, parcă am spune, o, slăvit să fie Domnul, we finally arrived. Să ne bucurăm și găsim că Domnul îi silește repede să intre în corabie, pentru că urma altceva. Și se întâmplă așa în viața noastră, atunci când noi găsim mântuirea în Domnul, atunci când realizăm, sunt un păcătos, și că Domnul îmi iartă păcatul, experimentăm bucuria aceea, that spiritual high, am spune noi, unde ne bucurăm așa de mult de ce a făcut Domnul în viața noastră. Și tendința noastră este să rămânem acolo, dar nu să ne bucurăm de acele momente, dar trebuie să fim pregătiți și pentru încercare. Și spuneam că după o victorie mare, prioritatea numărul unu este să rămân la pas cu Domnul, să fiu pregătit. There are no spiritual vacations. Trebuie să rămânem la postul de veghere. În a doilea rând, spuneam că îndrumările Domnului de multe ori par să fie nonsense, counterintuitive. Ucenicii aceștia cunoșteau marea aceea destul de bine. Majoritatea erau pescari, erau oameni care cunoșteau vremea destul de bine și Domnul le dă niște instrucțiuni care, din punct de vedere omenesc, they just didn't make sense. Nu făcea niciun sens. Bătea vântul, marinarii vin la mal și Domnul spune, nu, voi vă urcați în corabie și mergeți. Și oamenii aceștia s-au uitat la cer, era roșu posomorât, aia însemna furtună, ploaie, Doamne, this does not make sense. Cum să te pornești când toți ceilalți vin la mal? Sunt momente în viața noastră, în umblarea noastră cu Domnul, când Domnul ne dă instrucțiuni care pentru mintea noastră nu fac niciun sens. Și în astfel de momente vine rațiunea noastră și ne dă tot felul de motive veritabile care să spun, don't do this, nu, urmează furtună, vântul ți este împotrivă, opoziție. Spuneam că chemarea autentică a lui Dumnezeu pentru noi, pentru viața noastră la fiecare, este întotdeauna, dar întotdeauna, fără excepție, peste puterile noastre, peste abilitățile noastre și întrece rațiunea noastră.
Chemarea lui Dumnezeu is beyond us. Și Domnul în astfel de momente ne dă instrucțiunile. Poate să ne silească, poate să ne constrângă, dar niciodată nu o să ne forțeze. Respectă această liberă alegere de la fiecare din noi. Putem să spunem no, I will not get in this boat. Nu o să intru în barca asta. Doamne, nu o să fac lucrul acesta. Dar nu o să experimentăm minunile lui Dumnezeu în viața noastră, dacă refuzăm. Există elementul acesta care la fiecare din noi, de bună voie, când vine Domnul să ne constrângă, să mergem cu El. Spune cuvântul Domnului în Proverbe 3:5. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Observați, Domnul ne cheamă să ne încredem în Domnul cum? Din toată inima. Atunci când noi ne dăm viața Domnului, trebuie să ne dăm viața Domnului în așa fel unde îi spunem Domnului, Doamne, I trust you. Dacă îmi spui să sar din avion, I will do it. Dacă îmi spui să intru pe barcă și să mă duc direct într-o furtună, Lord, I will do it. Spune, încrede-te în Domnul din toată inima ta și mai spune ceva. Și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Nu spune, nu te bizui pe prostia ta. Nu te bizui pe punctul tău slab. Nu! Nu te bizui pe punctul tău forte. La lucru care spui, hey, I know this, sunt pescar, cunosc marea, cunosc vremea. Spune și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Dacă vrei să vezi minunile Domnului în viața ta, în familia ta, va trebui să îl asculți pe Domnul chiar și atunci când pare ca să fie totul contra ta. Va trebui să-ți pui încrederea în Domnul și să renunți la rațiunea ta. Și spuneam că sunt oameni care confundă rațiunea lor cu vocea Duhului. Și spunea, dar Domnul mi-a dat înțelepciune. Cam așa începe scuza ca să nu-L asculți pe Domnul. Dar Domnul mi-a dat înțelepciune și trebuie să merg în direcția asta. Și asta e vocea Duhului care îmi vorbește aici. Nu. Vocea Duhului va fi totdeauna din cuvânt și va fi revelație. Rațiunea noastră este bună, are locul ei, dar în umblarea noastră cu Domnul va trebui să umblăm prin credință. Nu oricine beneficiază de minune în timpul furtunii, ci doar cei care se poziționează pentru minune prin ascultare. Domnul ne va chema și ne cheamă pe fiecare din noi să intrăm în barca ascultării. Spune în Efeseni capitolul 5 cu versetul 17. De aceea nu fiți nepricepuți, ci înțelegeți care este voia Domnului, care de cele mai multe ori este diferită de rațiunea noastră. Ucenicii nu ar fi experimentat această a doua minune, după înmulțirea pâinilor, să-L vadă pe Domnul umblând pe ape, să vadă potolirea furtunii, să-L vadă pe Petru umblând pe mare. Niciodată n-ar fi văzut minunea aceasta dacă nu intrau în barca ascultării. Știți că Domnul are minuni pregătite pentru noi, care vrea să ni le dea la fiecare din noi, dar ne așteaptă să intrăm în această barcă a ascultării. Și ei au intrat, chiar dacă era împotriva rațiunii lor. Mi-aduc aminte și v-am spus data trecută, dar cred că este important. Sunt momente în viața noastră când instrucțiunile Domnului vor părea ca suicide. Cum să te urci în barcă și să mergi în furtună? Cum Petru să iese din barcă să calce pe mare? Îmi spunea un frate păstor ceva care a rămas cu mine. Spunea așa, mai bine să mă nec ascultându-L pe Domnul decât să rămân în siguranță în bancă în neascultare. Mai bine să iau riscul acesta, Doamne, merg și dacă mor, și dacă nu ne scapă Dumnezeul nostru, noi tot nu ne închinăm. Atitudinea aceasta, Doamne, am să Te ascult și dacă mă costă viața. Mai bine să mor, mai bine să-mi pierd viața în ascultare, decât să am iluzia siguranței și să rămân pe țărm. Mulți oameni, atunci când Domnul ne dă instrucțiuni, cum a fost acesta ucenicilor, get in the boat și du-te împotriva vântului atunci când vine furtuna.
Știți, pentru mulți oameni asta înseamnă, măi, eu cred că Domnul vrea să mă nimicească. Domnul vrea să mă înnec. Și diavolul va veni la mintea noastră cu astfel de gânduri. Un verset favorit de al meu, Ieremia, capitolul 29:11, spune Domnul, căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul, gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Atunci când Domnul îmi spune să intru în această barcă a ascultării, trebuie să fiu sigur de un lucru. Dumnezeu are gânduri de pace cu mine, nu are gânduri de nenorocire. Domnul vrea să-mi dea un viitor și o nădejde. Spune cuvântul Domnului Ieremia 29:13, mă veți căuta și mă veți găsi dacă, condiționat, dacă mă veți căuta cu toată inima. Ca să experimentăm aceste minuni în viața noastră, fraților, trebuie să-L căutăm și să-L urmăm pe Domnul din toată inima. Trebuie să ajungem la un loc în viața noastră spirituală unde singurul lucru pentru care trăim este voia lui Dumnezeu. Celelalte toate sunt secundare. Căutați mai întâi împărăția cerurilor și neprihănirea Lui și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Trebuie să ajungem la locul acesta unde, Doamne, oricât m-ar costa, vreau voia Ta și vreau să rămân în ascultare. Acesta este locul unde noi suntem poziționați pentru minuni. Apoi, în al treilea rând, secretul succesului spiritual este proporțional cu părtășia pe care noi o avem cu Domnul în cămăruța noastră. Spune versetul 23, după ce a dat drumul noroadelor, Domnul Iisus s-a suit pe munte să se roage singur la o parte. Se înoptase și El era singur acolo. Știți că detaliul acesta este pus în Scriptură ca să ne spună nouă ceva? Nu este acolo să fie doar așa un bookkeeping, ce a făcut Domnul minut cu minut, nu. It's intended to tell us something. Slujirea Domnului și a apostolilor a fost, dacă vreți, definită de supranatural, de minuni. Era ceva absolut obișnuit, normal. Știți care era secretul lor? Părtășia aceasta cu Domnul în rugăciune. Credința, într-adevăr, nu vine decât prin auzirea cuvântului, prin cuvântul lui Dumnezeu. Dar succesul spiritual supranatural îl găsim, este proporțional cu cât timp cineva petrece în rugăciune, în intimitate cu Domnul. Să fii mântuit este un eveniment. Să fii botezat cu Duhul Sfânt este un eveniment. Să ai o viață cu succes spiritual, cu supranaturalul în viața ta, ca Domnul, ca și apostolii. Aici este nevoie de timp de părtășie, unde îți împărtășești inima ta cu Domnul în timpul acesta de rugăciune și nu sunt excepții. De fapt, dacă vrei să măsori spiritualitatea cuiva, uită-te în viața lui să vezi cât timp petrece în cuvânt și cu Domnul în rugăciune. Aici să știți că este tot secretul, fraților. Apostolii au petrecut mult timp în rugăciune. Biserica primară a petrecut mult timp în această intimitate în rugăciune. Biserica primară penticostală din România, dacă pot să-i spun așa, dacă a fost ceva care i-a definit, a fost lucrul acesta, rugăciunea, părtășia cu Domnul în cuvânt. Și nu este interesant că îi însoțeau minunile, supranaturalul. Nu este interesant că darurile parcă operau la un alt nivel. Aș vrea ca secretul acesta să fie adevărat pentru fiecare din noi. Apoi, în al patrulea rând, chemarea Domnului vine la pachet sau automat cu multă împotrivire. Spune în versetul 24, în timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Știți, Domnul are o chemare pentru fiecare din noi. Chemarea aceasta, care o are Domnul pentru fiecare din noi, vine cu împotrivire. I-a chemat Domnul pe ucenici să urce în barcă și să meargă mai departe. Păi ne-am aștepta că dacă Domnul i-a trimis, totul o să fie extraordinar. Dacă ne-a chemat Domnul și are o chemare pentru viața noastră, sunt oameni care își imaginează, păi nu o să mă lupt cu boala niciodată. Că doar eu am răspuns chemării lui Dumnezeu. Copiii mei și familia mea o să fie totul perfect.
Chiar există o teologie în sensul acesta, a prosperității. Și Evanghelia este o Evanghelie a prosperității. Domnul are multe binecuvântări. Dar dacă dăm doar partea pozitivă și ascundem cealaltă parte, este un fals. Nu? Și Evanghelia aceasta este foarte populară. Vino la Domnul și Domnul îți rezolvă toate problemele. Nu o să ai probleme niciodată. Viața o să fie un bliss. Nu e adevărat. Spune că you can just name it and claim it, blab it and grab it. Măi, fraților, Domnul răspunde la rugăciune, dar adevărul este că în viața noastră, viața aceasta și chemarea Domnului o să vină cu multă împotrivire. De fapt, dacă chemarea care o are Domnul pentru mine și pentru dumneavoastră nu vine cu împotrivire, vă pot garanta prin cuvântul lui Dumnezeu că nu este chemarea Domnului. Pe drumul chemării tare, dacă nu-l întâlnești pe vrăjmaș în opoziție, înseamnă că nu te-ai uitat la compasul spiritual de multă vreme și ai luat-o în altă direcție. Și dacă ai luat-o într-o direcție greșită și vrăjmașul te lasă în pace, mergi că mergi bine, în direcția care vrea el. Da, Dumnezeu nu ne cheamă să falimentăm. Dumnezeu ne cheamă într-adevăr ca să avem biruință. Dar chemarea Domnului pentru fiecare din noi automat vine cu multă opoziție din partea vrăjmașului. Cred că toți putem să spunem că Apostolul Pavel a avut o chemare deosebită. Atunci când i s-a arătat Domnul și a spus că am o chemare pentru tine să predici Evanghelia la neamuri, la împărați, noi îmi spune, wow, un lucru extraordinar. Știți cu ce a venit chemarea aceasta? Cu foarte multă împotrivire. Ascultați ce scrie Apostolul, 1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 8. Scrie Apostolul Pavel. Voi mai rămâne totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă. Vă rog să țineți versetul acesta. Observați, Apostolul Pavel admite ceva. Domnul mi-a deschis mie aici o ușă mare și largă. Să aduc neamurile la ascultarea de credință, să predic Evanghelia. Ce a venit la pachet automat cu această chemare? Și sunt, nu puțini, mulți potrivnici. Chemarea care o are Dumnezeu pentru dumneavoastră poate să fie o chemare foarte frumoasă. Să fie o chemare care să vă aducă multă împlinire. Dar este un lucru sigur. Chemarea care este de la Domnul vine la pachet cu multă împotrivire. Haideți să ne uităm la împotrivirea care a experimentat-o Apostolul Pavel. 2 Corinteni, capitolul 11, începând cu versetul 23, descrie aici împotrivirea care o avea el. Opoziția din partea vrăjmașului. Și începe el. Suntei slujitori al lui Hristos? Vorbesc ca un ieșit din minți, spunea el. Eu sunt și mai mult. În osteneli, în chemarea Domnului, și mai mult. În temnițe, și mai mult. În lovituri, fără număr. De multe ori în primejdii de moarte. În chemarea Domnului, în primejdii de moarte? Oh, yes! De 5 ori am căpătat de la iudei 40 de lovituri fără una. De 3 ori am fost bătut cu nuiele. Odată am fost împroșcat cu pietre ca să moară. De 3 ori s-a sfărâmat corabia cu mine. That is not natural. De fiecare dată când te urci în avion să doboare avionul. De 3 ori să se sfarme corabia. Ce era aici? Împotrivirea vrăjmașului. O zi și noapte am fost în adâncul mării. Deseori am fost în călătorii, în primejdii pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frați credincioși. Ce spune aceasta? Opoziție, opoziție, împotrivire. Da, Domnul are o chemare pentru fiecare din noi. Problema este că atunci când noi experimentăm această împotrivire, descurajăm. Ne oprim, lăsăm chemarea poate la o parte și uităm faptul acesta că o chemare autentică înseamnă împotrivire sigură.
Cu cât este chemarea mai mare, cu atâta va fi împotrivirea mai mare. Și observați, în Marcu capitolul 10 cu versetul 28, Petru îi pune Domnului o întrebare. Spune așa, Marcu capitolul 10 cu versetul 28, Petru a început să-i zică, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Doamne, noi am lăsat business-ul, afacerile, lucrurile care pentru noi erau importante ca să te urmăm pe tine, chemarea ta. Spune, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și am spune noi, asta înseamnă automat succes. Totul să fie excelent. Iisus a răspuns, adevărat vă spun că nu este nimeni, there are no exceptions. Adevărat vă spun că nu este nimeni care să fi lăsat casă sau frați sau surori sau tată sau mamă sau nevastă sau copii sau holde pentru mine și pentru Evanghelie și să nu primească acum în viacul acesta de 100 de ori mai mult case, frați, surori, mame, copii și holde. Și ce bucuroși am fi fost noi dacă atunci punea Domnul punct acolo. Chemarea Domnului doar cu binecuvântări, doar cu prosperitate, doar cu lucruri faine. Dar spune aici ceva, împreună cu prigoniri, iar în veacul viitor, viața veșnică. Și observați, Domnul a spus, nu este nimeni care să accepte chemarea mea, care să nu aibă parte de binecuvântări, și care să nu aibă parte de prigonire, de opoziție, de împotrivire din partea vrăjmașului. Fraților, nu trebuie să ne mirăm atunci când avem împotrivire la chemarea noastră. Ea vine la pachet. Trebuie să ne mirăm dacă nu avem. Dacă noi nu avem împotrivire la chemarea care are Domnul pentru noi, dacă pe drumul care mergem nu întâmpinăm opoziție din partea vrăjmașului și a forțelor întunericului, cel mai probabil este că noi și vrăjmașul mergem pe drum în aceeași direcție. Și direcția aceea nu este una bună. Trebuie să avem o așteptare realistă. Când ne punem viața noastră în mâna Domnului, când acceptăm chemarea Domnului, să fim pregătiți din start pentru opoziție, pentru împotrivire, vor veni vremuri când viața, când barca vieții noastre, a familiei noastre, va fi învăluită de valuri în mijlocul mării ca rezultat al ascultării. Nu suntem părăsiți de Domnul, nu suntem abandonați, nu suntem blestemați. Excepția este atunci când păcătuim și avem consecințele păcatului în viața noastră. Mi-aduc aminte, în 2006, am terminat școala de specializare și am mers în nordul Californiei, undeva un pic mai în nord de Sacramento, în Yuba City, era o clinică de vânzare. Am mers acolo cu Violeta și mi-aduc aminte că eram așa de frământați. Și în camera aceea de hotel, amândoi am făcut un contract, aș spune eu, unde am scris ceva și l-am semnat amândoi. Și am spus acolo, Doamne, aici este viața noastră. Whatever it's worth to you, ce valoare are viața noastră, slujirea noastră? Doamne, vrem să îți închinăm viața noastră și slujirea noastră ție. În afară de familie și de prieteni, nu ne cunoștea absolut nimeni. Nu m-am fost remarcat cu nimic, nici eu, nici ea, fusesem la școală ani de zile. Și i-am spus Domnului, Doamne, vrem planul Tău pentru viața noastră. Și Doamne, ne închinăm viața, ce vrei Tu să faci? Da, Doamne, am vrea o clinică, am vrea succesul material, am vrea, avem vise și aveam vise cum are toată lumea și din acestea pământești. Și am spus, Doamne, vrem să ne închinăm viața Ție, am îngenunchiat, ne-am rugat, am semnat foaia aceea. Un act de credință, nu trebuie făcut așa, dar am vrut să avem ceva tangible. Eram în hotel, în camera de hotel acolo. Și vă mărturisesc că eu m-am gândit, Doamne, eu știu că Tu știi că noi am făcut lucrul acesta din inimă. Știu că primești lucrul acesta.
Și sunt sigur că Domnul a primit. Dar știți ce a urmat după aceea? Ani de zile. Greutate după greutate. Frustrare după frustrare. Și vă mărturisesc, au trecut peste 10 ani de la acel moment și am început să mă rog, Doamne, unde am greșit? Doamne, sunt conștient, sunt om, nu sunt un om perfect, dar văd la alții, le dau sfat la ce să facă și le merg lucrurile extraordinar. La mine parcă este în tot locul o luptă. Și am început să mă rog, Doamne, te rog, luminează-mi. Eram sigur undeva am greșit, dar nu știam unde. Eram la o seară de rugăciune și Domnul mi-a vorbit profetic și a spus așa, te-ai întrebat unde ai greșit? Și a zis, Doamne, numai Violeta știe. Yes, te rog, spune-mi. Unde am greșit? M-a surprins răspunsul Domnului. Sus, n-ai greșit. N-ai greșit cu nimic. Ești exact în locul unde vreau eu ca tu să fii. Dar locul acela a fost un loc greu. A fost un loc de școală spirituală. Să învăț să renunț la visurile mele, am dat viața mea, Domnule, am făcut decizia aceea, a fost o decizie onestă, dar știți că decizia aceea trebuie repetată în fiecare zi? Să rămân la acea decizie? Știți că vin valurile și te întreb, Doamne, oare am I doing ok? Am I going in the right direction? Știu că mulți din dumneavoastră ați spus da chemării lui Dumnezeu. Și acum vă întrebați unde ați greșit. Dacă i-ați spus da Domnului și chemării Lui din toată inima, aș vrea să vă spun că nu ați greșit. Sunteți exact la locul unde vă vrea Domnul. Sunteți în școala Domnului. Sunteți într-o școală de pregătire. Urmează minuni din partea lui Dumnezeu. Urmează planul care îl are El pentru dumneavoastră. Trebuie să știm că chemarea lui Dumnezeu vine automat, la pachet, cu multă împotrivire. Vă invit să ne ridicăm cu toții în picioare. Și aș vrea să ne punem câteva întrebări. Are you willing to not be in control of your life? Ești gata să accepți ca tu să nu fii în controlul vieții tale? Să fie Domnul în controlul vieții tale? Are you willing to not be esteemed? Ești gata să accepți un loc care nu este de cinste, care nu este înălțător, dar este de la Domnul? Accepți? Are you willing to not be secure? Accepți să nu ai siguranța că o să ai finanțele, că o să fii în control la toate lucrurile din viața ta, ci să fii într-un loc nesigur, să fii în primejdie, dar ca să asculți vocea Domnului. Eu cred că Domnul ne cheamă pe noi în această dimineață la o rededicare. La rededicarea aceea care am spus-o atunci când am intrat în apa botezului, unde noi am spus, Doamne, eu mor față de mine, față de viața mea, față de visurile din viața mea și vreau să te slujesc pe tine din toată inima. Dar pe drum parcă am mai luat unele din nou înapoi și Domnul vrea în această dimineață să le predăm. Și aș vrea în această dimineață, în această rugăciune, să ne rugăm în special pentru sora Magdalena care este în mijlocul nostru. Barca ei și barca familiei Gog este într-o furtună mare. Valurile sunt mari și au nevoie de ajutorul nostru. Aș vrea să ne rugăm ca Domnul să-i întărească în această dimineață. Domnul să-i umple cu Duhul Sfânt, să le întărească credința ca să vadă minunile Domnului. Așa cum stăm să ne rugăm, iar la sfârșit îl invit pe fratele păstor Arpi să facă rugăciunea de încheiere.